Anul Artelor, evenimentul major al Breslei Artiștilor Plastici Profesioniști Băimăreni, reunește și în acest an pe simezele Galeriei Holoșii din Colonia Pictorilor Baia Mare, creațiile realizate în ultimul an în domeniul artelor plastice și decorative. Această ediție are ca și invitați artiști plastici profesioniști din Centrul Universitar Iași, care prezintă 25 de lucrări de artă, pictură, sculptură, fotografie. Alături de aceștia, în număr de 64, artiștii plastici, membrii filialei Baia Mare a UAPR, reune unesc în expoziție un număr de 105 lucrări de artă. Vernisajul expoziției anuală Artelor 2019 va avea loc la Colonia Pictorilor Baia Mare sâmbătă 28 septembrie ora 17. Asociația Națională a Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere Pintea Viteazul Maramureș din cadrul Ministerului Administrației și Internelor organizează joi 26 septembrie Cupa Rezervistului Militar. Competiția este deschisă tuturor militarilor rezerviști, indiferent de arma din care fac parte. Vor fi două probe de concurs, individual și dublu, iar la final se vor acorda diplome și cupe. Premiul Fair Play va fi stabilit de arbitrul principal, Gavril Babiciu. Joi 26 septembrie începe Festivalul Internațional de Poezie de la Sighetu Marmației și seriile de poezie Nikita Stănescu de la Desești. Din program amintim, la ora 11.30 de minute, deschiderea oficială la Centrul Cultural Sighet, iar la ora 15 va avea loc întâlnirea poeților cu elevii de la Liceele Sighetene, moment urmat de un moment poetic, susținut de poeți din Serbia. Vineri este programată festivitatea de premiere.